Categoria 70 de kilograme. 3 reprize de K1, de 2 minute fiecare. În golul albastru, Denis Derviș. Denis vine de la Taici Doriu Constanța și la campionul pe Marcel Ilascu. În colțul roșu, Marian Simion. Marian vine de la Topic Fighter Cernavodă, antrenat de George Cadiu. A patra dispută antepenultima de pe undercardul galei Urban Legend de la Scoica Land. Limitele categoriei de greutate 70 de kg, Denis Derviș de la Taici Doriu Constanța, antrenat de Marcel Ilascu, în colțul albastru. Este cel pe care îl vedem acum cu spatele, Marian Simion, component al clubului Atomic Fighter Cernavodă, unde se pregătește la grupa antrenorului George Cadiu. Acele schimburi dure, primele, pentru că fiecare dintre luptători încearcă să îi dea o declarație de forță celuilalt. O atmosferă frumoasă aici, la Scoica Land. Și încă, atenție, nu avem luptătorii de top care vor fi cuprinși în programul din cea de-a doua parte, main cardul stabilit de către organizatori. Contre între cei doi, deocamdată zic eu că este o dispută echilibrată din toate punctele de vedere. O lovitură foarte bună lui Denis Derviș, acesta a reușit un croșeu de dreapta, un low kick de picior stâng, o lovitură medie acum cu dreptul. Parcă un pic mai clare loviturile lui Denis Derviș până acum. De aceea îmi permit, cel puțin până în momentul în care ne aflăm, să spun că el este cel care a condus lupta la gambă. Această lovitură și o căzătură a lui Denis Derviș a alunecat. Sportivul din Cernavodă a încercat o replică după ce a suferit o traumă serioasă pe gamba piciorului stâng. Se închide prima rundă, una care clar se duce către Denis Derviș. Aici a fost momentul culminant. Iată.
discuta oprită. Se cere sportivului Marian Simion să lupte cu capul sus. Încearcă o lovitură la coaste Marian Simion, într-o zonă vulnerabilă a corpului uman. Acolo, în mod normal, apărarea trebuie să se facă în special cu cotul și cu antebrațul. Foarte periculoase aceste sărituri, aproape imposibil de contracarat. Marian Simion avea posibilitatea unei eschive sau să încerce la risc, însă să sară și el pentru a se prezenta la același nivel de forță și de anvergură cu adversarul. Căzut în atac Denis Derviș, a alunecat, nu se pune problema de a fi numărat. Încurajări din colț pentru ambii luptători. Cred că până acum este poate cea mai echilibrată dispută pe care am avut-o. Denis Derviș însă începe să-și impună punctul de vedere. A lovit la cap sus. E o categorie mijlocie în care forța se îmbină de minune cu tehnica. Aici luptătorii trebuie să fie foarte bine lucrați la sală. Trebuie să aibă un pachet de mușchi, dar în același timp nu se pot baza doar pe forța loviturilor, trebuie să utilizeze inteligența și, evident, pregătirea fizică. Continuare mai activ, mai agresiv. A încercat să utilizeze talpa spre plexul solar în câteva cazuri, apoi și-a folosit și pumnii. Și Denis Derviș îl aruncă din ring, practic, pe adversarul său. Victorie înainte de limită, pentru că nu cred că mai are capacitate de luptă. Sportivul din Cernavodă, revedem aici low kick, apoi o lovitură cu piciorul lateral. Denis Derviș învinge în meciul cu Marian Simion. Aici a fost punctul de inflexiune. Nu s-a mai putut apăra, a văzut în ultimul moment pendularea aeriană a piciorului, astfel că Marian Simion a ajuns la podea. Denis Derviș învingător prin knockout. Au apărut și medicii în ring pentru că se pare comoția suferită de Marian Simion are urmări.
în reluare, execuția care a închis lupta în repriza a treia. Câștigător prin knockout, colțul albastru, Denis Erviș. Cupa va fi mânată de Stelin Gălascu de la Scoica Lent.